Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la această nouă ediție a emisiunii 24 de minute de istorie. Cum anunțam și în cadrul emisiunii de săptămâna trecută și păstrând trendul emisiunii noastre în ceea ce privește acest aspect dramatic al distrugerii elitelor militare românești, imediat după instaurarea comunismului în România la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, astăzi ne-am propus să analizăm, să dezbatem activitatea militară a marelui istoric și om politic deopotrivă, Gheorghe Brătianu, fiul marelui om politic Ionel Brătianu, unul din artizanii României Mari de la 1 decembrie 1918. Gheorghe Brătianu s-a născut la 21 ianuarie 1898, aici lângă noi, la Palatul de la Ruginoasa, care rămăsese în proprietatea fiilor lui Alexandru Ioan Cuza. Mama lui Gheorghe Brătianu este văduva fiului cel mare al lui Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Cuza, care a murit de tânăr, iar marele om politic Ionel Brătianu a avut o relație cu Maria Moruții, cum vă spuneam, Cuza, în urma căruia fiul al acestora a fost Gheorghe Brătianu. Celălalt fiu al lui Alexandru Ioan Cuza s-a sinucis în condiții tragice, știm, la tot aici, la Palatul de la Ruginoasa, de lângă noi, la 20 ceva de kilometri de romani. Marele istoric și om politic Gheorghe Brătianu s-a născut aici, la Ruginoasa, la 21 ianuarie 1898. Ionel Brătianu, tatăl său, împreună cu mama, s-au despărțit, nu au avut o căsnicie, astfel încât Gheorghe Brătianu, copilul Gheorghe Brătianu, a fost crescut de mama lui, aici, la Ruginoasa, își urmează studiile primare, aici. Vreau să vă spun că relațiile practice ale lui Gheorghe Brătianu cu marele om politic Ionel Brătianu încep undeva la vârsta de 18 ani, deci începând cu anul 1916, puțin înainte de intrarea României în războiul de întregire. Gheorghe Brătianu urmează cursurile Facultății de Drept ale Universității din București, cursuri de juridice, studii juridice, urmează studii de filologie, vreau să vă spun, la Paris, în Franța, de asemenea, urmează o serie de studii chiar și la Cernăuți. Ce e foarte important este că la vârsta de 18 ani, chiar în primăvara anului 1916, marele istoric Gheorghe Brătianu debutează în revista istorică a lui Nicolae Iorga, stabilește contacte cu Nicolae Iorga, cu marele istoric Nicolae Iorga, care se afla la Vălenii de Munte acolo, și primul articol, practic prima publicare a studiilor istorice apare în revista istorică a lui Nicolae Iorga. Această colaborare dintre Gheorghe Brătianu și marele istoric Nicolae Iorga, să știți că va dura o perioadă de aproape 25 de ani până în momentul tragic, de asemenea dramatic, noiembrie 1940, atunci când Nicolae Iorga a fost asasinat în mod mișelesc, sălbatic, bestial, de acel comando de legionari. Debutează, cum vă spuneam, Gheorghe Brătianu, revista istorică a lui Nicolae Iorga, iar în 1916, în memorii, Gheorghe Brătianu are niște însemnări dramatice privind momentul de dinaintea intrării României în primul război mondial și vă rog să-mi permiteți să citez din însemnările, pentru că din acest scurt pasaj în care spune că se afla împreună cu tatăl său, cu omul politic, nu, Ionel Brătianu, înainte de intrarea României în război. Și spune așa Gheorghe Brătianu: tatăl meu, scrie marele istoric, se uita lung la dealurile de lângă Florica, la via care se perdea în zarea prăfuită și ploioasă. În privirea lui tristă și întunecată se întrezărea limpede o mare și dureroasă întrebare. Pe sufletul acestui om, care pleca să declare războiul, apăsau greu răspunderile hotărârii, poate și teama nedeslușită a nenorocirilor viitoare. Deci, Gheorghe Brătianu se deplasa împreună cu tatăl său în automobil,
de la Florica, unde e reședința familiei Brătianu, a fost reședința familiei Brătianu. Astăzi este un muzeu memorial al familiei Brătianu, în județul Argeș, acolo la Florica. Se deplasau către București, iar Ionel Brătianu, prim-ministru al României în funcție, membru în Consiliul de Coroană, avea să decidă, practic, împreună cu regele Ferdinand, intrarea României în primul război mondial. Un moment cu adevărat istoric și Gheorghe Brătianu, vedeți, surprinde extraordinar aceste scurte cuvinte, emoția, trăirea acestor momente. Tot cu acest prilej, Gheorghe Brătianu îi cere voie părintelui său, Ionel Brătianu, prim-ministru al României, îi cere voie de a se înrola ca voluntar în rândurile armatei române. Este un lucru extraordinar, dacă ne gândim astăzi la 100 și ceva de ani de la petrecerea acestor evenimente, fiul primului ministru cere voia părintelui său și primește această aprobare din partea lui Ionel Brătianu de a se înrola, practic, ca soldat voluntar în rândurile armatei române pentru realizarea României mari. Se înscrie la școala de ofițeri de rezervă de artilerie de la Iași, care se afla la Iași la sfârșitul anului 1916. În primăvara anului 1917, după 6 luni a școlii de ofițeri de rezervă de artilerie de la Iași, absolvă cu gradul de sublocotenent de rezervă și în cele din urmă, în perioada anului 1917, de dinaintea bătăliilor de la Mărăș-Mărășești și Oituz, este repartizat în regimentul 4 artilerie romani. Deci este repartizat aici la noi, în regimentul 4 artilerie roman, și participă cu această unitate romașcană la luptele cumplite, dramatice, din vara anului 1917 de la Oituz. Un lucru extrem de important, de interesant, de emoționant până la urmă, pentru că vorbeam în una din emisiunile trecute despre personalitatea generalului Nicolae Dăscălescu. Este repartizat Gheorghe Brătianu, fiul primului ministru, este repartizat în divizionul 2 al regimentului 4 artilerie roman, divizion comandat de majorul Nicolae Dăscălescu pe vremea respectivă. Între cei doi, între Gheorghe Brătianu, ofițer de legătură în acest divizion 2, și viitorul comandant al armatei a 4-a română, Nicolae Dăscălescu, cum am arătat și în emisiunile trecute, unul din cei mai importanți lideri militari pe care i-a avut armata română și considerat unul din cei mai mari lideri militari ai celui de-al doilea război mondial, se leagă o relație extrem de strânsă pe care marele istoric Gheorghe Brătianu o va mărturisi într-o lucrare care are valoare de document istoric, vreau să vă spun, stimați telespectatori. Această lucrare se numește Fire rupte din Cartea Războiului, este publicată de marele istoric Gheorghe Brătianu după terminarea primului război mondial, iar ca unul care a studiat registrele istorice, jurnale de operații ale regimentului 4 artilerie roman, date din arhivele militare istorice, date pe care le-am fructificat în lucrarea Istoria militară a orașului roman 1831-1944, lansat aici la Roman, la Cercul Militar, pe care am lansat-o aici la Roman acum 2 ani, în 2019, în 17 octombrie 2019, aici la Roman. Vreau să vă spun că se vede mâna istoricului în această lucrare. Practic, datele, amintirile, memoriile lui Gheorghe Brătianu din această lucrare sunt suprapuse practic pe registrele istorice și jurnalele de operații, ca și cum Gheorghe Brătianu ar fi întocmit această lucrare în baza arhivelor militare istorice. Deci ceea ce arată o coerență, o viziune a istoricului de mai târziu Gheorghe Brătianu, că vreau să vă specific, stimați spectatori, un lucru foarte important. Gheorghe Brătianu este considerat unul din cei mai importanți istorici români din toate timpurile. Relația aceasta pe care a avut-o cu Nicolae Iorga, care s-a întins pe parcursul aproape 25 de ani și au pus o amprentă extraordinară asupra istoricului Gheorghe Brătianu, pentru că noi în această emisiune, păstrând tiparul acestei emisiuni, vom discuta
vom discuta fără a face rabat într-adevăr de activitatea politică pe alocuri sau de altă natură, vom discuta în principal despre activitatea militară a lui Gheorghe Brătianu. Repartizat în regimentul 4 artilerie roman, participă la luptele extrem de dure, de sângeroase ale marii unități romașcane, regimentul 4 artilerie roman, subordonat diviziei 7 infanterie roman, în lupta decisivă din vara anului, din iulie-august 1917, de la Oituz. La Oituz s-a decis practic soarta României, pentru că această divizie 7 infanterie a noastră, subordonată armatei a doua română, comandată de viitorul mareșal Alexandru Averescu, de asta dată în vara anului 1917, după ce la debutul războiului prim mondial a fost subordonat armatei de nord condusă de Constantin Prezan, a cărui personalitate am elogiat-o de asemenea într-o emisiune distinctă și de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 160 de ani. De asta dată, divizia 7 infanterie la Oituz era subordonată celuilalt mare mareșal, marelui conducător militar al primului război mondial, generalul Alexandru Averescu. Relația dintre Gheorghe Brătianu, pe de o parte, și Nicolae Dăscălescu, superiorul său în grad, comandantul de divizion 2 în regimentul 4 artilerie, este una de excepție. Gheorghe Brătianu vede în maiorul Nicolae Dăscălescu din vremea respectivă, deci un ofițer cu grad relativ inferior, vis-a-vis de cariera militară pe care o va parcurge Nicolae Dăscălescu, vede viitorul lider militar de peste mai puțin peste 20 de ani, pentru că Nicolae Dăscălescu va ascede la gradul de general de corp de armată, cum spuneam, va fi comandantul armatei a patra române către finalul celui de-al doilea război mondial. Însemnările lui Gheorghe Brătianu din lucrarea File rupte din Cartea Războiului sunt dramatice, dar pentru că nu sunt eu cel mai în măsură să arăt până la urmă trăirile, dramatismul luptelor care s-au purtat acolo, vă rog să-mi permite să vă citesc tot din marele istoric Gheorghe Brătianu, locotenent de astă dată la Oituz în vara anului 1917, să intrăm puțin în tragedia, în dramatismul acestor lupte care au dus până la urmă, în urma bătăliei de la Oituz, la rămânerea noastră ca stat național unitar. Spune așa marele istoric Gheorghe Brătianu, citez: soarele coboară încet spre apus, căldând crestele în sânge. Pe Coșna s-a dezlănțuit vijelia. Din toate unghiurile zării, tunuri de toate calibrele bat dealul ce se clatină sub prăbușirea grămezilor de oțel. Lipiți de pământ, de-abia mai ridicam ochii spre cer. În șuierături amenințătoare, șrapele crapă deasupra noastră, luminând fețele trase de spaimă cu fulgerul spargerii. Cu ropot de grindină, gloanțele stârnesc praful și crengile rupte. Adesea, după ce trăsnește peste noi, capul proiectilului coboară vâjind și mușcă, spărgându-se prin tufiș. Niciun adăpost, niciun șanț, colbul ridicat de explozii plutește ca o negură. Vârtejul fumurii aruncă pietre și bulgări, izbucnind în sus spre norii negri și grei ai obuzelor brizante. Suntem zguduiți până în adâncul firii, de-abia putem pe furii să mai răsuflăm fumul acru și prăfuit. Atât de bine seamănă aceste însemnări a lui Gheorghe Brătianu cu un mare scriitor român, căruia îi vom dedica o emisiune specială, de asemenea Camil Petrescu. Camil Petrescu, de asemenea, este în același timp acolo, pe Valea Oituzului. Camil Petrescu, sublocotenentul, viitorul mare scriitor, Camil Petrescu, este tot acolo, la Oituz, și luptă în subordinea regimentului 16 din Fălticeni, unitate din subordinea diviziei 7 infanterie. Dramatismul acestor lupte, vedeți dumneavoastră, are și o tentă literară, dar, cum vă spuneam, trebuie să apreciem extrem de mult concizia și mâna istoricului Gheorghe Brătianu. După terminarea primului război mondial, Gheorghe Brătianu, cum era și firesc, în 1927, Ionel Brătianu, părintele său, Ionel Brătianu, marele om politic, Ionel Brătianu, încetează din viață. În același an, România pierde practic doi artizani ai Marii Uniri, este vorba de regele Ferdinand. Imediat, la câteva luni, încetează din viață și Ionel Brătianu. România pierde doi stâlpi, practic, ai realizării României mari. Iar
regele Carol I părăsește România, iar la regență este tânărul rege Mihai. Partidul Național Liberal, al cărui președinte și lider incontestabil, nu, până la urmă a fost Ionel Brătianu, are o poziție oarecum diferită vis-a-vis de venirea în 1930 a lui Carol al II-lea, restaurația practic. Carol al II-lea revine în 1930, moment în care cei care succed la conducerea Partidului Național Liberal intră puțin în divergențe cu Gheorghe Brătianu, astfel încât se creează o sciziune în Partidul Național Liberal, iar Gheorghe Brătianu fondează o aripă separată a Partidului Național Liberal, care este provenirii lui Carol al II-lea la putere, la tronul României și înlocuirea tânărului rege Mihai, care în perioada cât în 27-30 a fost secundat de regență. E vorba de Patriarhul Miron Cristea, Gheorghe Buzdugan și Prințul Nicolae. Gheorghe Brătianu, istoricul Gheorghe Brătianu, lider al acestei facțiuni, sprijină venirea lui Carol al II-lea în 1930. Se creează ficțiuni, cum spuneam, în Partidul Național Liberal, dar noi nu despre asta discutăm, nu acesta este subiectul emisiunii noastre. Dar trebuie să stabilim aceste amănunte pentru a vedea puțin evoluția lui Gheorghe Brătianu, atât ca istoric, pentru că Gheorghe Brătianu, după terminarea Primului Război Mondial, colaborarea cu Nicolae Iorga persistă, apar lucrări extrem de importante și vă rog să-mi permiteți să amintesc de o lucrare monumentală, se numește Poporul Român, o enigmă și un miracol, al lui Gheorghe Brătianu, în care Gheorghe Brătianu în această lucrare practic arată cu dovezi științifice incontestabile faptul cum noi ca popor am rămas aici, pe aceste teritorii, încă de la origini, prin limbă, prin credință, până la urmă, am rămas pe aceste locuri și am făcut față tuturor năvălirilor. Suntem, nu, un popor creștin, un popor neslav într-o mare slavă. Singurul prieten al nostru este Marea Neagră. Da? Singurul prieten al nostru este Marea. Nu întâmplător am spus de Marea Neagră, pentru că o altă lucrare monumentală a istoricului Gheorghe Brătianu se numește chiar Marea Neagră, de la origini până la stăpânirea otomană. Această lucrare, deci acest vizionar Gheorghe Brătianu, combatant al războiului pentru întregirea României, încă de acum aproape 100 de ani, vedeți dumneavoastră, vedea rolul extrem de important al Mării Negre în structura de securitate până la urmă a Europei de Est și a Europei în ansamblu. Lucruri pe care, din punct de vedere geopolitic, în zilele noastre, Marea Neagră este un pol extrem de important din punct de vedere geopolitic. Sunt lucruri pe care Gheorghe Brătianu le vedea încă de atunci, în perspectivă. Ca să avem imaginea unui istoric, unui vizionar, că până la urmă acesta este și istoricul. Istoricul este un om al cetății, un om care are o viziune prin pregătirea și prin, nu întâmplător, pentru că noi vorbim de Nicolae Iorga, al cărui mentor a fost până la urmă Gheorghe Brătianu, i-a fost discipolul lui Nicolae Iorga. O altă lucrare scrisă, monumentală de asemenea, scrisă în scurta perioadă, în scurta viață pe care a avut-o Gheorghe Brătianu și cu atât mai puțini ani de creație, pentru că deja suntem, ne apropiem de anii 40, când România, nu? Mai puțin 22 de ani, România va intra în cel de-al doilea război mondial. În această scurtă perioadă de timp, Gheorghe Brătianu mai elaborează o lucrare extrem de importantă legată de Basarabia, de drepturile naționale, până la urmă, a poporului nostru, a românilor, asupra Basarabiei. Această lucrare scrisă de Gheorghe Brătianu va atârna extrem de greu în, cum să vă spun, după instaurarea comunismului în România, pentru că Basarabia, luată în 1812 de Imperiul Țarist, nu?
luată înapoi de România, după România Mare, după 1 decembrie 1918, va fi smulsă din trupul țării în vara anului, în iunie, nu? În 28 iunie 1940 și URSS-ul de mai târziu nu va recunoaște niciodată acest lucru. În anul 1950, în noaptea fatidică a anului 1950, atunci când vor fi arestați demnitarii de către trupele de securitate, această malefică securitate înființată în 1948, o structură odioasă a regimului comunist, în această noapte, când au fost luați practic și arestați demnitarii, cunoscută drept noaptea demnitarilor, când oamenii politici care au îndeplinit funcții de conducere în timpul în perioada interbelică și în timpul chipurile a dictaturii fasciste a lui Ion Antonescu, dar nu s-a mers până acolo, s-a mers mult mai în urmă, pentru că au fost arestați, condamnați, fără a fi judecați, practic o serie întreagă de oameni politici, de militari, de ofițeri superiori, de generali ai armatei române, va fi practic arestată și decimată în închisorile comuniste de la Gherla, de la Jilava, de la Aiud, nu? De la Sighetul Marmației, va fi decimată practic elita militară, politică, culturală a României. Lucruri fără precedent în istoria modernă a României. Urmările acestei tragedii le resimțim și în ziua de astăzi. Gheorghe Brătianu, cu gradul de capitan de rezervă, se înrolează în al doilea război mondial, tot în divizia 7 infanterie roman. Este repartizat cu gradul de capitan. Este avansat la gradul de maior și va participa la campania militară în corpul cavalerie, în corpul de cavalerie, și va participa la campania de est a celui de-al doilea război mondial. Este, după al doilea război mondial, în acea noapte fatidică, este arestat și unchiul său, fratele lui Ionel Brătianu, Constantin Brătianu, ambii vor pierde viața în închisoarea de la Sighet. Gheorghe Brătianu, în condiții neelucidate până astăzi, în 1953, nu se știe cu exactitatea data și în ce condiții a fost exterminat Gheorghe Brătianu în închisoarea de la Sighet, sunt mărturii ale istoricului Constantin Giurescu, ale cardinalului Alexandru Todea. Unii spun că s-ar fi sinucis acolo, alții spun că ar fi lăsat în mod deliberat, fără medicamente. Alții spun că ar fi fost ucis în bătaie de un gardian. Deci la acest moment nu se cunosc încă detaliile exacte ale asasinării acestei personalități de excepție a istoriei noastre naționale, a culturii române în general. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!